Salut, eu sunt Derek, iar tu urmărești Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. Fiindcă este prima săptămână a anului, ți-am pregătit ceva special. Top 12 jocuri și filme pe care nu trebuie să le ratezi în 2018. Să începem! Pe locul 12 aterizează Crackdown 3, un joc la care nimeni nu se aștepta. De ce? Pentru că primul Crackdown a fost un joc de aventură open world super distractiv și promițător. El a fost creat de cel care a semnat și primul joc GTA, David Jones, iar gamerii, inclusiv eu, s-au distrat câteva zeci de ore bune cu el. Apoi a venit Crackdown 2, unde David Jones nu a mai participat și, evident, n-a mai fost chiar așa de bun. De ce avem Crackdown 3 în top? Pentru că David Jones revine ca și consultant la acest proiect și asta este un motiv suficient să stăm cu ochii pe el. Pe locul 11 avem tot un joc cu 3 și tot cu o istorie zbuciumată. Este vorba despre Darksiders 3, bineînțeles. Darksiders ne-a luat pe toți pe sus și ne-a aruncat în rolul unui dintre călăreții Apocalipsei, un joc de action-adventure cum rar mai vezi. Darksiders a avut un mare succes și datorită stilului grafic semnat de artistul Joe Madureira. Apoi a venit Darksiders 2, la fel de reușit, după care THQ a dat faliment, iar soarta seriei a rămas incertă. Ei bine, în 2018 vom vedea Darksiders 3 și vom intra în rolul Furiei, sora Apocalipsei, pe PS4, Xbox One și PC. Sună bine, nu? Furtună pe locul 10 în topul celor mai anticipate jocuri din 2018. Iată Sea of Thieves, de la legendarul studio Rare, care ne-a mai adus titluri clasice precum Donkey Kong Country, GoldenEye sau Perfect Dark. Sea of Thieves promite o aventură cooperativă în multiplayer cu pirați și când spun cooperativă, chiar vorbesc serios. Acest joc open world îți va permite să joci de pe PC alături de gamer cu Xbox One și viceversa. Mai mult de atât, lumea din Sea of Thieves este împărțită. Asta înseamnă că grupuri de jucători se vor putea întâlni cu alții de mai multe ori în joc, împrietenindu-se, trădându-se, bând rom și ce altceva mai fac pirații. Sea of Thieves este programat să apară în martie 2018 pe Xbox One și PC. Intrăm cum trebuie în top și găsim pe locul 9 Below, un nou titlu de la producătorii lui Might & Magic Clash of Heroes. Ce e așa mișto? Eu spun că perspectiva top-down este super proaspătă, iar genul de jocuri roguelike chiar ar trebui să fie mult mai popular. Deci, Below va fi cu siguranță cadoul perfect pentru cei pasionați de jocuri extrem de dificile, cu un combat inteligent și chiar cu posibilitatea de permanent death. Pe locul 8 avem o aventură pentru cei care adoră jocurile cu povești fantastice. Creatorii seriei Life is Strange își încearcă mâna în genul RPG cu vampir, a cărui acțiune are loc în Londra lui 1918. Jocul urmărește povestea doctorului Jonathan Reid, care a devenit vampir și acum trebuie să decide dacă își urmează sau nu impulsurile. Nu știu ce părere ai tu, dar eu n-am mai jucat un joc open world cu vampir de la Vampire the Masquerade Bloodlines. Vampir va fi lansat pe PC, Xbox One și PS4 undeva în prima jumătate a lui 2018. Locul 7 se duce la ceva mai drăguț, să placă la toată lumea. Este vorba despre Ori and the Will of the Wisps, continuarea fermecătorului platformă în stil Metroidvania, care a apărut acum 2 ani. Dacă încă nu ai apucat să joci Ori and the Blind Forest, eu zic să profiți de zilele libere. Grafica și sunetul te vor fermeca, iar mecanicile ala Rayman și Metroid te vor ține cu ochii lipiți de ecran. Ori and the Will of the Wisps este dezvoltat de Moon Studios pentru Microsoft Game Studios, deci va fi exclusivitate de Xbox One și PC. Locul 6 se duce la ceva extrem de neașteptat, Psychonauts 2. Da, este vorba despre continuarea pentru jocul ăla psihedelic lansat de Tim Schafer și Double Fine acum 12 ani. Psychonauts 2 a fost anunțat la sfârșit de 2015, deci îl așteptăm de ceva vreme. Având în vedere că îl vom primi în 2018, eu zic că avem amândoi timp să mai deschidem încă o dată Steam și să ne psico-zăpăcim cu unul dintre cele mai bune platformere din toate timpurile. Yeah. New platforming. Look at this platforming. It's always platforming. I think kids have been doing acrobatics on here before. Psychonauts 2 acoperă aproape toate platformele, urmând să fie lansat pe PC, atât pe Windows cât și pe Linux, dar și pe Mac, PS4 și Xbox One. Am trecut de mai bine de jumătate din top 12 cele mai anticipate jocuri din 2018. Pe 5 avem Metro Exodus, cel mai nou joc din seria de FPS-uri care te sperie, te deprimă și te crizează în același timp. O continuare directă a evenimentelor din Metro Last Light și 2033, acțiunea din Exodus se petrece în 2036, pe când al nostru Artyom avea 22 de ani și încă spera la o viață mai bună. Vei putea juca Metro Exodus pe PC, Xbox One și PS4. Locul 4 se duce la Detroit Become Human. Dacă ți-a plăcut Heavy Rain și Beyond Two Souls, sunt sigur că aștepți nerăbdător și Become Human. Mai ales că Androida Kara a apărut prima dată într-un tech demo superb în 2012 și a trecut ceva vreme de atunci. Detroit Become Human se adaugă la lista de exclusivități de pe PS4. Am ajuns pe podium, care să fie jocul de pe poziția 3? A fost greu să ne decidem, dar am ales The Last of Us Part 2, o altă exclusivitate Sony. Nu fiindcă am fi fanboys, ci fiindcă The Last of Us este posibil în top 5 cele mai
bune jocuri din ultima decadă, iar creatorii lui au semnat și seria Uncharted, o altă exclusivitate Sony. Cu asemenea pedigree, The Last of Us Part 2 cu siguranță nu trebuie ratat. I'll walk through the valley of the shadow of death. Cyberpunk 2077 aterizează pe locul 2 pentru că va fi excelent, îți zic de pe acum. Poți să mă tragi de mânecă la anul dacă mă înșel. Este o aventură open world care te aruncă într-un viitor distopian în care nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, iar tehnologia îi unește la un nivel emoțional extrem de intens. Și iată că am ajuns la locul 1, unde, după îndelungi dezbateri, am ales Red Dead Redemption 2. Da, Rockstar Games este rockstarul din această ediție specială de Weekly Fix. Ne-a fost extraordinar de dor de un joc open world într-un vest sălbatic, cum vezi în filmele cu John Wayne. Cred că vorbesc și pentru tine când zic că Red Dead Redemption 2 chiar va fi unul dintre cele mai bune jocuri din 2018. Este imposibil să fie altcumva. Sper că altfel... This is over. Product not yet rated. Sprite v-a prezentat Weekly Fix.